A venit toamna, acoperăm inima cu ceva, dar a venit și weekendul și asta înseamnă că ne întâlnim din nou aici pentru un răsfăț de zile mari. Astăzi m-am gândit să vă fac o surpriză și să îmbin și aromele de toamnă și răsfățul de weekend într-un preparat cald, hrănitor, plin de savoare, bun și pentru cei mari, bun și pentru cei mici. Ați ghicit, e vorba de o supă cremă. Astăzi, o supă cremă cu țelină, păstârnac și brocoli. Și voi începe prin a pune la topit un cubuleț de unt, pun ceapa, amestecăm un pic până devine translucidă și apoi adăugăm rând pe rând și celelalte legume. Păstârnacul și acum țelina, iar acum adaug și brocoli. Trebuie doar să amestec puțin, iar peste adaug supa de pui. Acum trebuie doar să lăsăm oala pe foc până se înmoaie legumele. Cât timp supa se face, e pe plită. Eu voi pregăti și niște elemente ajutătoare pentru decor. Am aici niște florete de brocoli pe care le voi trage puțin la tigaie în unt, doar atât cât să prindă culoare, să se rumenească un pic. Și voi mai face o felie de pâine toast peste care voi pune niște emmentaler și voi trece imediat la cuptor pentru ca brânza să se topească. Pentru că legumele au fiert, acum tot ce trebuie să fac este să le iau cu polonicul, să le transfer în blender și să mixez toată compoziția. Iar acum vă spuneam că am să pregătesc și niște elemente pentru decor. Pâinea cu emmentaler este deja ieșită din cuptor. Acum am să topesc puțin unt în tigaie și am să trag în unt aceste florete de brocoli. Între timp asezonez și supa. Amestecăm. Iar ca un ultim element voi adăuga în supă și două linguri de smântână. Și gata, e timpul ca supa să treacă în farfurie. O supă caldă într-o zi de toamnă face adevărate minuni. Și pentru că supa noastră de astăzi este gata, eu zic că e timpul să ne delectăm cu ea lingură cu lingură. Dar nu singur, ci cu toată familia la masă, doar e weekend și ne răsfățăm toți împreună. Familia Penny Market e și ea alături de noi de fiecare dată, așa că și acum ne-a pregătit super oferte de weekend. Bucurați-vă de ele și până săptămâna viitoare să-mi spuneți ce ați mai gătit cu ce ați cumpărat. Eu sper că v-am dat astăzi o idee savuroasă, așa că vă pup, ne vedem și weekendul viitor!